Tocmai am ieșit dintr-un comitet director județean în care am pus la punct tot calendarul legat de aceste alegeri, toți pașii care trebuie să-i parcurgem din punct de vedere organizatoric. Am și votat un set de candidați. Nu trebuie să vă spun, este cunoscut pentru toată lumea. Zilele trecute am nominalizat sau am validat candidații la funcția de primar al municipiului de ședință de județ pe domnul Virgil Chițac și la funcția de președinte al Consiliului Județean pe colegul nostru, domnul Florin Mitroi. Punctul meu de vedere nu poate fi decât unul, bănuiesc că-l știți, cea mai bună ofertă electorală a oricărui formațiuni politice din județul Constanța este oferta electorală a filialei PNL Constanța. Da, am decis să intru în această cursă din mai multe motive. Cel mai important lucru este de a reprezenta toți cetățenii acestui județ, indiferent de etnie. De a face pentru acest județ ceea ce Florin Opărticic a făcut la Val. Sunt conștient că nu pot să compar Valul lui Traian cu municipiul Constanța, cu Mangalia, cu Megidia, dar sunt conștient că pot face ca în acest județ să se întâmple lucruri ca la Valul. Și când spun ca la Valul, sunt conștient că pot să-mi fac o echipă încât să muncească pentru cetățenii orașului, să deschidem Constanța și să luăm ca reper Oradea, Timișoara, Clujul, nu să rămânem un județ închis. Să fim mândri că trăim în acest județ. Totodată vreau să vă spun că înainte de a lua decizia, am punctat foarte multe lucruri cu Bogdan și nu numai, încât să pot să-mi fac echipa așa cum vreau eu. Eu nu plec de la primăria Valul și nu numai, nu am pe nimeni în spate, nu am grupuri de interese, nu am un om să vin cu el decât cu șoferul, eventual cu Ionela. Așa că voi face lucrurile să meargă în acest județ, încât să fiți și dumneavoastră mândri și eu, pentru că și eu sunt cetățean al acestui județ, să funcționeze. Candidatura mea în partid era previzibilă, colegii mei știau, însă am fost întrebat public, nu am răspuns exact, n-am confirmat, din două motive. Era nepoliticos pentru mine să mă antepronunț. Ar fi însemnat să nu dau greutatea necesară votului în comitetul director județean. Și repet, era nepoliticos pentru colegii mei din partid. Dar, dintr-o altă perspectivă, a trebuit să-mi găsesc și motivația pentru această candidatură. Evident că motivația vine din dorința ca viața locuitorilor în orașul Constanța să fie mai bună, orașul acesta să meargă înainte, lucru care ar fi trebuit să se întâmple și trebuie să se întâmple indiferent de cine îl conduce. Însă, la această concluzie poți ajunge dacă este depinde două condiții. Dacă oamenii au încredere în tine și dacă te susțin. Vorbind în această perspectivă, pot să vă spun că nu am un sondaj de opinie, am unul vechi din octombrie, însă, discuțiile pe care le-am purtat cu colegii mei din Partidul Liberal și cu alți oameni, mă fac să cred că există în momentul de față în Constanța o masă critică de oameni care susțin candidatura mea. Astea au fost resorturile care m-au determinat să candidez și să-mi depun candidatura pentru al doilea mandat. Accept cu onoare această nominalizare a mea în funcția de candidat încă o dată la primăria municipiului Constanța.
accept în același timp și responsabilitatea imensă pe care o presupune această candidatură. Cât despre Florin Mitru, pot să vă spun așa. Este în momentul de față, dincolo de sondajele de opinie, care sunt importante, sunt un instrument științific, sociologic, și care îl pun de departe cel mai bun din toată oferta care există politică în momentul de față în județ. Florin Mitru are o mare experiență, atât politică, cât și administrativă. Este un om de echipă, are tot suportul meu și sunt convins că și eu am suportul lui. Și dacă vreți, eu estimez că prezența lui în această campanie pe care o va câștiga fără îndoială, este un avantaj și pentru mine. Cred că, știu eu, câteva procente, nu pot spune cât, în plus, le voi avea și datorită prezenței lui în campania electorală.